Românii vor putea intra fără viză în Canada din 2017. România a ajuns la un acord cu oficialii canadieni în ceea ce privește eliminarea vizelor pentru cetățenii români începând de anul viitor. Vizele nu vor fi eliminate imediat, procesul fiind unul format din mai multe etape. Președintele Klaus Iohannis a anunțat că România a ajuns la o înțelegere cu Canada privind eliminarea vizelor de la 1 decembrie 2017. Am o veste bună în această dimineață. S-a ajuns la un acord cu partea canadiană, un acord rezonabil pentru ambele părți și în acest fel suntem în situația foarte potrivită pentru discuția de astăzi să ne retragem rezerva pe care am declarat-o față de CETA. Deci România nu mai are niciun fel de obiecțiuni față de acordul comercial cu Canada. Eliminarea completă a vizelor se va face în două etape. Într-o primă etapă, Canada va elimina vizele pentru românii care au mai avut viză în trecut, iar până la sfârșitul anului viitor, toți cetățenii români vor putea intra liber în Canada. De la 1 mai 2017 se va renunța la vize pentru persoanele care au mai avut viză, iar de la 1 decembrie 2017 se va renunța la viza pentru toți. Totuși, dacă numărul de imigranți ilegali care vor ajunge pe teritoriul canadian va fi foarte mare, Canada ar putea reveni asupra acestei decizii și își rezervă dreptul să revină temporar la regimul de vize. Se prevede un mecanism așa numit de snapback, adică dacă numărul de imigranți ilegali totuși ajunge la un număr însemnat, partea canadiană își rezervă dreptul să revină temporar la un regim de vize, dar această clauză este valabilă pentru o perioadă de maximum 3 ani, după care nu mai poate fi revocat. Înțelegerea dintre România și Canada este condiționată de semnarea acordului CETA. Această înțelegere devine valabilă în măsura în care, sigur, se semnează acordul CETA. Sper ca celelalte părți care au mai avut rezerve față de acest acord să ajungă la o bună înțelegere cu partea canadiană și să ajungem în situația să avem un acord care în esență, consider că este foarte bun. Dacă România și Bulgaria au ajuns la o înțelegere cu partea canadiană în ceea ce privește acordul de liber schimb cu Canada, regiunea belgiană Valonia refuză în continuare să aprobe tratatul, iar pentru ca Belgia să poată semna acordul, are nevoie de aprobarea regiunii Valonia. O înțelegere similară înțeleg că s-a făcut și între Bulgaria și Canada, și mai este Valonia, care are câteva chestiuni de negociat. Eu sper să se rezolve cât de repede. Klaus Iohannis a ajuns joi la Bruxelles pentru a participa la reuniunea Consiliului European, unde s-a întâlnit cu premierul britanic Theresa May. Cei doi au discutat despre situația românilor din Marea Britanie după Brexit.